Ecaterina din orașul Chișinău este în legătură prin telefon. Bună seara! Alo! Ne auziți, doamna Ecaterina? Vă aud. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm cu mare atenție. Spuneți, vă rog, domnul Parlică, și fel de metodologie ați făcut la încălzirea asta care la noi pe în apartamente trec țările. Noi ne-am depășat de la termoelectrica și avem încălzire autonomă. Și mi vine foarte mult pentru țările astea care trec prin apartamente. Neastră de astăzi, primăvară, a spus că ați anulat metodologia asta și ați desfășurat alte metodologii ca să nu plătim atâta de mult. Doamna Ecaterina, vă rog să precizați cât primiți. Eu plătesc mai mult decât un apartament care se încălzește tot apartamentul. Ne auziți? Doamna Ecaterina, vă rog foarte frumos, cât ați primit pentru lunile precedente sau cât primiți? Luna trecută au fost mai puțin și am primit 372 de lei. Luna asta mai mult am primit 1372 de lei. Doar pentru că țevile trec prin casă. Așa. Am înțeles. Întrebarea noastră e de ce nu a fost anulată această lege? Da, lui a spus că anul ăsta nu aveți, asta nu lege. Metodologie. Și așa să facă altfel de metodologie. Ca să nu plătim atât de mult, noi plătim mai mult decât acela care încălzește apartamentul tot. Bine, nu cred că plătit mai mult decât cei care își încălzesc apartamentul integral, dar oricum este o sumă considerabilă. Mulțumesc foarte mult pentru apel. Imediat domnul Parlikov răspunde la această întrebare. Era un pic mai târziu prevăzută în scenariul meu, dar haideți să începem. Cu siguranță cetățenii au aici o mare durere. Cei care au câte o țeavă care trece prin apartamentul lor și s-au debranșat de la sistemul centralizat de încălzire, de ce în continuare achită atât de mulți bani? Haideți eu mai întâi îmi dați două minute să explic un pic istoricul subiectul, contextul, ca să înțelegem despre ce și de ce s-a întâmplat așa, după care deja eu voi explica și ce se întâmplă acum și ce este de făcut, ce au de făcut consumatorii care nu sunt de acord cu aceste facturi. Deci, în primul rând, și anterior exista această alocare de bani, deci această contribuție pentru cei care erau debranșați de la sistemul centralizat. De prin 2011-2012, dacă nu greșesc eu, a fost introdusă această plată. Anterior, ea era luată ca un procent din factura pentru bloc. Deci era de pe 10% sau 15% sau 20% din factura la bloc. Era repartizat între toți consumatorii, inclusiv celor care erau debranșați și aveau sisteme de încălzire proprii. Ce s-a întâmplat după asta? Curtea Constituțională a anulat posibilitatea aplicării unui nivel standard, unei cote reglementate. Anterior era în hotărâre de guvern scris, nu știu, 10 sau 20, inițial era și 10 și 20, după asta la sfârșit, dacă nu greșesc, era 10. Deci 10% din cât e factura la bloc se repartizează la toate apartamentele și tot așa. Care sunt debranșate. Inclusiv la cele debranșate. Deci se repartizează la toți și inclusiv o parte plătesc respectiv proporțional cei debranșați. Acum, ei plăteau doar pentru țeava aia care trecea sau inclusiv cei ce este subsolul? Acuș. Această cifră, 10-20%, ea era o cifră, spunem așa, nu era calculată. Ea era reglementată. O spus guvernul că 10%, 10. Au spus că 20, 20. Deci nu exista o metodologie sau un calcul în spatele acestei cifre. Curtea Constituțională a spus că noi nu avem dreptul să cerem acești bani de la consumatori fără a avea în spate o repartizare cât uși de cât clară, un calcul în spatele acestei cifre. Și în esență a obligat guvernul ca să elaborăm o asemenea metodologie. Să explicăm pe înțelesul cetățeanului simplu. A rămas în vigoare, deci nu poate interveni guvernul. Din păcate sau din fericire, guvernul nu poate acum să revină la abordarea aceea în care spune că, uite, plătim 10% sau 20% și cu asta am închis întrebarea. Și cum se calculează acum cât plătesc cetățeanul? Acum, această metodologie a fost calculată reieșind din, spunem, noi am încercat să reflectăm cât mai
adecvat, cât mai fidel, repartizarea căldurii într-un bloc. Și ea ia în considerație mai mulți parametri. Eu o să-i explic pe scurt la ce se referă metodologia, dar după asta că e și mai important să înțelegem cum funcționează sau cum se determină parametrii în baza cărora se calculează factura. Pentru că metodologia este un, spunem, un calcul mai mult sau mai puțin fizic. Deci un calcul mai mult sau matematic, mai bine zis. Un lucru ce este important să înțeleagă toată lumea. Facturile între, deci cei de la Termoelectrica sau cei de la CetNord, de la Bălți, nici nu se îmbogățesc și nici nu se sărășesc de pe urma acestei metodologii. Metodologia se referă nu la cât bani va primi în total Termoelectrica sau CetNord, dar se referă la cum gigacaloriile care au ajuns la un bloc se repartizează între locuitorii blocului. Că la fiecare, la blocuri, sunt contoare. Și căldura care a ajuns în bloc trebuie plătită de consumatori. Și acum, metodologia ce aici face, repartizează, oferă o modalitate de repartizare, cine și cât achită, în baza... Și cât de corectă este această metodologie acum, în contextul în care cetățenii plătesc destul acum, de mult? Repet, ca să fie foarte clar, metodologia împarte un volum la un bloc între locuitorii blocului. Deci, ca să fie din start clar că nimeni nu se îmbogățește pe urma ei, pentru că asta a fost o bună parte din insinuările pe care le-am avut și anul trecut și probabil și anul ăsta sunt. Acum, doi. Este o percepție greșită că metodologia se referă strict la coloanele care trec prin apartamente. Pentru că asta majoritatea lumii nu înțelege și spune că cum la mine trec două țevi și așelea eu, nu știu, le-am izolat sau ce le-am mai făcut și voi mi impuneți o factură foarte mare. Repet, factura constă din două părți. Una, cât e volumul repartizat și doi, compensații. Trecem la o pauză de